Ce faceți, prieteni? Astăzi am făcut 20.000 de abonați. De fapt, nu chiar astăzi, dar oricum, în această perioadă am împlinit 20.000 de abonați. Așa că astăzi vom face ceva special și anume, vom încerca să mâncăm 20.000 de kilocalorii. Spun vom încerca deoarece nu sunt chiar sigur că vom reuși. La fel, vom încerca să facem pe distanță de 2000 de metri fandări, probabil aproximativ 2000 de fandări, deoarece nu sunt foarte înalt și un pas de-al meu are cam un metru, un metru și ceva, mă refer în fandare. Deci, aproximativ 2000 de fandări. Țineți minte, nu încercați așa ceva acasă. Haideți să trecem la video. Atenție! În următorul video nu veți vedea absolut nimic sănătos. Dacă sunteți un hippie care promovează mâncatul sănătos și nu știți de glumă, acest video nu vi se adresează. Dacă ați venit aici pentru amuzament, vă rog frumos să continuați. Vizionare plăcută! Trebuie să ne începem dimineața în stil clasic, așa că avem niște pâinițe în lapte cu Nutella, evident, și ca să ne treacă să alunece mai bine, avem niște Mountain Dew. Hai să ne apucăm de treabă. Între timp voi răspunde la câteva e-mail-uri, stați, vă trag un pic mai aproape și să ne apucăm de treabă. Am terminat și de spălat mașina. Asta e un lucru bun. Alune, o metodă simplă de a mânca calorii asta, dacă ai nevoie. Deci dacă vă vine să credeți, pe 100 de grame are 640 de kilocalorii. Și asta are 170 de grame, deci undeva la vreo 1000 și puțin de calorii. Pentru o pungă și nu e chiar mare. Am luat batonul copilăriei, un baton din ăsta are 450 de calorii și este atât, este destul de ușor de mâncat. În videoul ăsta veți descoperi alimente pe care probabil le mâncați fără să vă dați seama și se adunau foarte multe calorii. În timpul ăsta vom merge către locul unde vom face fandările, cam veche asta. Probabil este cel mai stupid lucru pe care l-am făcut până acum. Să fiu sincer, cel mai frică mie de fandă. De mâncat, am mâncat până acum cam 5000 de calorii, cu mai mănânc un baton din ăsta, mai am unul, se mai fac 1000, mai vedem noi ce mai mâncăm, se mai adună. Dar 2000 de fandări vor fi o provocare.
Este ciudat cum am ajuns, avem 20.000 de abonați. Mi-amintesc că acum un an cred că aveam sub 10.000, dacă nu mă înșel. E o creștere foarte mare. Cum vedeți prin canalele de entertainment în general sau de comedie sau de failuri. În schimb sunt oameni importanți, a format o comunitate drăguță. Lucru tare ciudat e că după ce te obișnuiești cu un anumit stil de viață și de mâncat, m-am obișnuit să mănânc relativ sănătos. 80-90% din alimentele pe care le consum sunt sănătoase. În momentul în care fac câte o chestie de genul acesta, ceea ce s-a întâmplat rar, am mai făcut doar la 10.000 de abonați, vine tare greu și mă simt destul de prost în următoarele 2-3 zile. Dar ce nu facem noi pentru abonați? We gon' party till the lights on. If they kick us out, then we keep on partying till the night comes. She told me she wasn't sure. Am ajuns, este un fel în exteriorul orașului, deoarece nu am putut să merg prin centrul orașului făcând 2000 de fandări, ar fi arătat destul de ciudat. Vom folosi o aplicație, Endomondo se numește, și este foarte bună dacă obișnuiți să alergați sau să ieșiți la plimbări pentru cardio. Voi activa netul de pe telefon și mă va localiza pe GPS să vedem când vom face acei 2000 de metri. Așa că, haideți să vedem. Kick us out and we keep on partying till the night come. This ain't no fucking love song. This some smoke, some weed, pop a bottle, do some fucking drugs song. We gon' party till the lights on. If they kick us out and we keep on partying till the night come. O să fie mai greu decât ne-am închipuit. Poate nu. Pick it up. Hands up like we made it. Two shots and we faded. Two shots and you naked. Got the camera out like you famous. Click, 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 flash. That's a perfect picture. I'm just trying to get you a little higher and kick it with you. Slip reading, we flying. First class that I'm buying. If anybody told you you ain't the baddest bitch in here, they be lying. The truth is I ain't heard no hard shit in a little while. It's only right. Riot hit him with that hard stop. On party until the night come. This ain't no fucking love song. This some smoke, some weed, pop a bottle, do some fucking drugs song. We gon' party till the lights on. If they kick us out, then we keep on partying till the night come.
banked out. My bitch butt fatter than my bankroll. Prieteni, am făcut 800 de metri. Cred că am supraapreciat, dar am subapreciat această provocare. În schimb, voi mai face alergare, încă un kilometru 200. Sper eu sprint, dar mă îndoiesc, pentru a compensa. Where my west coast niggas at in this bitch? Dirty south niggas, yeah! We in this bitch! Where from, nigga? Where from, nigga? Represent your shit! Represent your shit! Where from, nigga? Where from, nigga? Represent that shit, yeah! Represent that shit, yeah! Represent that shit! Păi da, mea. După aproximativ 800 de pandări, până și mers e dificil. Am mai făcut 600 de metri, mai fac o tură. Turn your hood up, nigga, bang your gang. Turn to your homeboy, watch you bang the slang. I don't hit no signal when I'm changing lane. You wouldn't think I pull mad enough. Put it up, grab the cane and put it in. By the way, young nigga just changed the game, huh? Problem, chachi, say your name. Just got your tip to girl, let him hang, huh? Tocmai am realizat că chestia asta e chiar un bun program pentru cardio. Dacă aveți probleme cu greutatea, puteți încerca 5-600 de fandări sau 800 de fandări urmate de ceva alergare. Credeți-mă, va avea efect. Cum vom merge să mâncăm? Bineînțeles, o pizza. Și aici avem un restaurant unde facem un fel de pizza gigant, așa. E cam de 2-3 persoane. O voi mânca singur, bineînțeles. Și ne vom delecta și cu un suc. Ne vedem direct acolo. Dăm drumul. Pige. Last one. Să-ți faci o poză cu burta după asta? Nu ca fi în cameră. Să le nevezi bine. Nu. Nu e sănătos. Pentru cât timp n-ai să mai mănânci pizza? Oricum, 3 zile de acum acolo nu mai mănânc nimic. O să urmeze niște video din astea de detox, de ceva, shape-uri sănătoase. Celălalt. Și uite așa, mai avem 600 de kilocalorii. Aceasta este o scurtă gustare înainte de sală. Astăzi vom face
umeri cu trapez, așa că vom avea nevoie de ceva energie. Cam așa arată, ne apropiem de finalul zilei, cam așa arată, prieteni. Nu mă voi mai filma cum mănânc fiecare înghițitură, deoarece, credeți-mă, nu voi renunța la așa ceva. Deci nu am mai mâncat un cârnat. Cred că am un an de zile sau mai bine. Nu mai spun de cartofi prăjiți cu cașcaval. Așa că, credeți-mă pe cuvânt, mă voi bucura de această masă. Suntem pe la ultima bucătură, prieteni. Mai avem vreo 2 cartofi. Bineînțeles că am adăugat și ketchup, tot arne sănătos. Vom vedea ce vom mai putea mânca în continuare. Bun, deci acești biscuiți au 570 de kilocalorii pe 100. Întregul pachet are 175, nu-l voi pune pe tot, voi pune cred că 150, deoarece mai păstrez 2 biscuiți pentru ziua de mâine la cafea. Și m-am gândit să facem un desert după acei cartofi și să nu dureze foarte mult, cât să mănânc un pachet de biscuiți va dura ceva timp. Așa că vom face altfel, vom face un shake. Schimbare de plan, deoarece nu prea se mărunțesc acești biscuiți, sunt foarte tari. Îi vom vărsa aici. Un turna lapte. This is a Ryan Little production. Chiar toate caloriile, în schimb am mâncat o grămadă, credeți-mă, de acum 3 zile probabil voi face un video cu chestii pentru detoxifiere și alte metode de genul acesta. Nu v-aș recomanda, sincer, dacă ar fi să recomand așa ceva cuiva, nu aș face-o. Vă recomand să rămâneți la o dietă echilibrată cu 2000-3000 de calorii, dar o singură dată facem 20.000 de abonați și v-am spus, nu vă așteptați ca la 30.000 de abonați să mănânc 30.000 de calorii, deoarece nu se va întâmpla și asta pot să vă spun sigur. În schimb a fost o încercare destul de interesantă pentru a vedea cam până unde poți să mergi cu chestia asta, cu mâncatul incredibil de mult. Problema este, credeți-mă, faptul că nu ai fizic unde să introduci acea mâncare. De exemplu, după ce am mâncat pizza, pur și simplu nu mai puteam nici să beau apă, eram ca un balon. Deci a trebuit să aștept 3-4 ore până să
să proceseze puțin pizza încât să mai încapă și altceva când a mâncat batoanele acelea Lion. Deci cred că este posibil să mănânci 20.000 de kilocalorii de calorii dacă te trezești de dimineață de pe la 5 să te apuci și ar fi și mult mai ușor dacă ai folosit mese lichide care nu ocupă foarte mult loc în stomac și se digeră foarte repede. Cum a fost, de exemplu, shake-ul, sincer, aceste 1000 de calorii nici nu le-am simțit. Dacă era să mănânc tot pachetul de biscuiți pur și simplu, mi-ar fi fost mult mai greu. Deci asta a fost, prieteni. Sper că v-a plăcut. A fost un video, să spunem, de entertainment. Nu a avut niciun fel de legătură cu fitness-ul. Așa că până data viitoare, nu uitați să dați like, să vă abonați ca să facem 30.000 de subscribers, să facem altceva nebunesc. De data asta ne vom muta către altceva, către alte provocări. Și ce să zic? Ne vedem la videoul următor. Pa!